Ok, mai departe desfacem ambreiajul. Așa, îndepărtăm placa de presiune. Trebuie să desfacem piulița, îndreptăm siguranța. Îndepărtăm ușor cu tot, cu siguranță, le punem la loc, ieșit, a rămas și bucșa. Avem o șaibă aici, scoatem și pe aceasta. Așa. Apoi putem să desfacem ori pinionul acesta, ori angrenajul de pornire, kickstart-ul. Haideți să-l desfacem pe acesta.
Ok, scos kickstartul. Ok, ansamblul de la pedală scoatem ușor. Șaiba să nu pierdem. Pinionul. Ok, pinionul. Șaiba. Mai avem una aici jos, să scoate și pe aceasta. Să nu uităm ca să o pierdem. Ok. Avem, mai avem pinionul de pe ambielaj. O pană aici. Desfacem și pe aceasta. Ok, am desfăcut tot pe partea aceasta, scoate și pana de la volantă. Ok, următorul pas, o să desfacem toate șuruburile de țin carterul. Da, am desfăcut tot. Acum trebuie doar să despărțim carterele.
reușit. Am scos carterul. Așa, aici avem niște rulmenți. Par în regulă, dar recomandat ar fi să-i schimbăm. Da, atât cât și simmeringurile. Mai ales după cum vedeți, acesta pierdea, cel de la schimbător la fel pierdea. Și aici era un pic umezit, de aici nu poți să știi dacă era de acolo sau din altă cauză. Dar recomandat ar fi să-i schimbați, dacă tot faceți o lucrare, să o faceți cum trebuie. Bineînțeles, garnitura aceasta trebuie curățată și înlocuită cu alta nouă. Așa. Ok, așa arată ambielajul. Sunt două variante. Varianta de bielă, deci doar biela, schimbată doar biela, și aceasta văd că este Pro X, deci probabil a mai fost schimbată. Există varianta aceasta în care schimbăm doar biela sau alt ambielaj cu totul. Diferența este destul de mică în acest caz de preț, deci cred că clientul o să opteze pentru schimbat ambielajul complet. Inspectăm de asemenea, dacă tot suntem aici, pinioanele, da, nu este niciun dinte lipsă, craboții par ok, nu par tociți la capete. Să fie uzați, să fie rotunjiți și pare în regulă totul. De asemenea, nu am găsit nici pilitură, deci asta este un lucru bun. Ok, spălăm piesele și așteptăm piesele noi.